Intervenția polițiștilor a fost criticată de nenumărate ori în ultima perioadă. Cu toate acestea, un nou eveniment de acest gen s-a înregistrat pe străzile Bucureștilor. Pentru că ocupanții unei mașini au refuzat să oprească la semnalele agenților, aceștia i-au urmărit, iar în clipa în care i-au prins, i-au pus la pământ și i-au lovit. Colega mea, Bianca Iacob, a urmărit subiectul. Bianca, a comentat în vreun fel poliția română acest nou incident? Bun găsit, Olivia. Poliția română a dispus verificări imediate pentru modul în care au acționat polițiștii noaptea trecută, verificări care se vor încheia în cursul zilei de astăzi cel mai probabil și vom afla și cum se va finaliza, dacă vreunul dintre polițiști va fi sau nu sancționat. De cealaltă parte, pentru că sunt implicați și jandarmi în acțiunea de aseară, Jandarmeria Municipiului București efectuează verificări cu privire la veridicitatea imaginilor, iar apoi vor lua măsurile necesare. Cert este că totul s-a întâmplat la 3:30 de minute pe splaiul Independenței, când mașina cu numere de Marea Britanie a fost semnalizată de către polițiști să oprească, însă șoferul agonit nebunește prin București 13 kilometri. Mașina de poliție a plecat evident în urmărire după aceștia. Au trecut undeva pe la piața Charles de Gaulle la 3:46 de minute. O cameră de supraveghere a surprins mașina cu numere de Marea Britanie, care mergea pe contrasens și pe culoarea roșie a semaforului. Au ajuns în cele din urmă aici, în zona Bucureștii Noi, unde au fost filmate, desigur, acele imagini. Vom vedea ce se va decide cu privire la modalitatea de intervenție a polițiștilor. Cert e că cele trei persoane au fost imobilizate de către polițiști și puse la pământ. Este vorba de tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani, iar unul dintre cei aflați în mașină are și dosare penale în Marea Britanie și condamnări de altfel pentru furt, iar șoferul a fost testat cu aparatul etilotest și avea alcoolemia peste 0,20. Bianca, îți mulțumesc!